Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi și am ales astăzi o temă, așa cum e și temperatura de afară, fierbinte. I-am zis politica fierbinte pentru că este într-adevăr fierbinte politica la nivelul țării noastre și în întreaga Europa. Vom face și o analiză asupra rezultatelor alegerilor din punctul de vedere al PNCG de Gorj, pentru că invitatul meu astăzi, prima dată după terminarea alegerilor, este domnul Matei Catrinoiu, președintele PNCG de Gorj. Bine ați venit, domnule Matei Catrinoiu, bine ați revenit la ENSA TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ați fost cam supărat așa după alegeri, după câte am stat de vorbă, n-ați fost foarte mulțumit, adică n-aveați cum să fiți mulțumit de rezultate, dar înțeleg că ați avut și ceva probleme la activitatea asta. Eu aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care ne-au votat și celor care nu ne-au votat, pentru că vedeți dumneavoastră opinia și tot ceea ce face omul cu mâna lui răspunde și nu poate niciodată să tragă pe altcineva de mânecă pentru greșeala pe care a făcut-o. Vreau să vă spun așa, în toată campania electorală, cât și în perioada cât au fost alegerile, am încercat să fiu alături de oameni, să le arăt că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, un partid cu o tradiție istorică impresionantă, a fost și este dăruit oamenilor. Dacă nu am fost atât de bine înțeles, este probabil și o lipsă a mea și a noastră, a tuturor celor de la PNCCD, dar și a faptului că oamenii, într-un număr foarte mare, nu s-au prezentat la vot. Acest lucru a denaturat în general, pentru că vedeți dumneavoastră acești corifei ai Gorjului, care timp de 27 de ani au stat cu genunchiul pe grumazul gorjenilor, au acele structuri foarte bine cunoscute, structuri, nu aș zice mafiotice, dar structuri care au rădăcini care depășesc centrul pământului și dacă le-ai destabilizat puțin, sunt în stare să întoarcă România cu sus în jos. De ce spun acest lucru? Pentru că în toată această campanie electorală mi-am dat seama și dacă din cei pe care îi știu foarte bine, cred că pot să argumenteze sau pot să vină într-o emisiune în direct, probabil și în reluare cu mine, îi invit cu toată decența, pentru că nu este posibil să minți în continuare, să te folosești de tot felul de trucuri și de tot felul de mijloace pentru a ajunge la butoane. Acum nu știu la ce vă referiți, pentru că sunt niște acuzații care ar trebui dovedite. Eu nu fac acuzații. Aceste lucruri au fost și sunt, le-am pus și organelor de justiție la dispoziție. Faptul că într-un fel apare procesul verbal la secția de votare și ajunge în alt mod la secția adică de comună. Procese verbale? S-au falsificat. Eu am arătat acest lucru. Aveți probe? Puteți dovedi asta? Am probe, nu le am acum la mine, dar am procesele verbale, unul într-un fel, unul într-altul. Adică este o dovadă a modului în care au înțeles unii oameni. Și mai este ceva. Faptul că s-a dat această lege, care a fost, este o lege făcută de hoți pentru hoți, pentru că altfel nu pot să-i numesc. Adică dai posibilitatea partidelor mari care au
oameni în Parlament, da, o parlamentari, să facă ce? Să beneficieze de câte doi oameni în fiecare secție de votare. Am avut cazul și la județ și la municipiu, când în Comisia Centrală au avut PNL-ul 2, PSD-ul 2, da? Și celelalte partide, ca să nu aibă nicio posibilitate de acțiune și asta, nu au avut reprezentanți. Acest lucru dă de gândit. Comisia de votare, în comisie, în acele săli de clasă. Acolo a fost aceeași situație. S-au completat, pentru că au fost câte 7 în fiecare secție de votare, să zicem, așa? Da? Ălea erau. 2 PNL, 2 așa PSD. Restul completau celălalt. Mai era ALDE, era lui Băsescu, PMP-ul și încă un partid, da? Și evident că aceasta era situația. Păi, și da, mai și n-am avut reprezentanți. N-am avut reprezentanți niciune. Și mai este ceva. Păi și de unde aveți procesele verbale? Comisie. Am făcut, mi le-a adus pe la cerere, ne-au fost eliberate și am observat acest lucru. Am mers deocamdată pe calea amiabilă, pe calea judecății, să zic așa. De la Târgu Jiu a fost trimis dosarul la centrul, la birou electoral central, pentru analiză și asta. Pentru că am cerut renumărarea voturilor, am făcut contestație, da? În baza legii. Așa. În altă ordine de idei sau în acea situație, mi-au respins dosarul pentru consilierii județeni. Dar chiar de unde, ce v-au respins acel dosar? Eram în sală 5 partide, da? Printre care și PNCCD-ul. Așa. Da? Pe mine m-a trimis cu dosarul la plimbare, pe ceilalți i-a introdus. Eu cunosc lucrul acesta foarte bine, pentru că nu și-au dorit ca PNCCD-ul să fie un partener de întrecere în Consiliul Județean. Cine dorește, îi demonstrez că am dosarele complete. Și acum, pentru că partidul le ține și astea... Da, s-ar putea să zică cei care m-au respins că atunci nu erau complete. Ce spuneau ei că nu sunt complete? Au zis, domnule, a trecut ora 12 și cu asta basta. Și vreau să vă spun... Dar mai erau încă alte 5 partide la ora erau 5 partide acolo, înăuntru. Domnule, ai închis ușa și gata dacă zici că a trecut ora sau asta. Și mai era ceva. Din punct de vedere legal... În momentul în care se închide asta pentru primirea dosarelor, se dă o hotărâre și se scrie în hotărârea respectivă după ora de s-a prezentat și partidul. Ori n-a fost o asemenea hotărâre, da? I-am dat în judecată, am pierdut procesul la Târgu Jiu, dar și la Craiova, pe niște motivații de care nu vreau să îmi amintesc, pentru că, vedeți dumneavoastră, acest partid a fost născut pentru a crea suferință oamenilor pe care i-a avut în decursul istoriei acest partid. Noi am fost onești, cinstiți și drepți și de fiecare dată s-au creat acele oportunități de a fi vânați exact precum caprele negre. Nu este posibil să faci așa ceva cu un partid istoric, iar dacă faci un lucru cu bună credință și ești pus într-o anume postură acolo, nu trebuie să vorbești o adresare, n-aș vrea, pentru că este o adresare destul de urâtă. Ce bă, ai venit, mi-ai contestat hotărârea? Păi zic, ce hotărâre? Ce hotărâre ai dat, domnule, atâta timp?
Bă, de parcă am fi fost amândoi la păzit vacile și nu am fi avut carte niciunul dintre noi. Bă, Gheorghe, bă, Vasile, bă, Ion. Nu se poate. Adică lucrurile acestea trebuie să înceteze odată pentru totdeauna. Aș vrea ca, măcar de acum încolo, să învețe din aceste situații, să fie puși acolo unde trebuie oameni de calitate și gândiți-vă doar cât s-au prelungit numărările și toate chestiile astea la municipiu și peste tot. Da, atunci când ați făcut contestație la numără și s-a cerut să se renumere voturile, s-a întâmplat asta? Nu s-a întâmplat, pentru că, să vă spun de ce. Faptul că noi nu am avut oameni la urne, noi nu, am intrat în posesia procesului verbal după ce... Termenul de contestație? Nu, eram în termen de contestație, dar nu mai eram în situația să ai buletinele acolo. Le luaseră și le aduseseră la județ. Păi și ce, la după județ aia. Nu se puteau număra? Ei, se puteau număra, dar nu s-a dorit, nu s-a vrut, am fost plimbat. Dacă nu aș cunoaște legea, nu aș cunoaște-o. M-aș înclina și aș da din colț în colț. Dar dacă cunosc legea și lucrurile acestea se întâmplă într-un mod, hai să zic așa, destul de nefericit, este urât și murdar. Și vreau să mai spun un lucru. Din tot ce am constatat eu în toată perioada alegerilor, dacă nu ai om la urne, cei care sunt și numără și împart voturile tale, chiar dacă tu ai avut mai multe, i-au stabilit dinainte, bă, astuia îi dăm unul sau chiar sub 1% și restul nu mai contează. Sunt grave acuzațiile pe care le aduceți și dacă ziceți că aveți un proces verbal de... Da, am și hotărârile judecătorești, deci când m-am judecat, eu nu păi vorbesc din cărți. Păi v-ați pierdut? Da, dacă am ați pierdut. Avut probe, da. Dacă ați avut asemenea probe, uite, da, domne, procesul da, verbal da, real, uite-l pe ăla da, falsificat. Da. Deci m-am dus la Comisia Județeană, am venit așa, m-au trimis pe urmă la... judecătorie, nu le-au primit, domnule, nu-i de competența noastră, atunci le-am trimis prin poștă și după aceea am înțeles că ar fi ajuns acel proces verbal cu acțiunea noastră pe la Biroul Electoral Central. Și asta acum pot să credeți spun. Că mai... Nu știu ce se poate întâmpla, dar vreau să vă spun, oamenii aceștia nu au învățat un lucru. Vedeți, dumneavoastră, s-au dat și condamnări pentru... și gorjul nostru a fost vârf de lanț în toată treaba asta. Ei, să marșează pe aceleași tâmpenii, pe aceleași prostii. Dom'le, dacă pui un om la secțiile de votare, măcar pregătește-l ca acel om să fie un om cinstit, corect și drept, da? Și să și știe, domnule, cum să fac, cum să bată cheile și astea. Nu să învețe tot felul de lucruri urâte, care duc la rezultate neverosimile. Păi, așa cum spuneți dumneavoastră, alegerile au fost, practic, credeți că peste tot s-au falsificat? Deci, procesele eu vreau verbale? Să vă spun că peste tot, acolo, cei care nu au avut oameni în secțiile de votare au pierdut foarte multe voturi. Și mai e ceva. De ce vreau să vă spun lucrul votul acest? Votul care, de fapt, au da, fost ale da, lor? Da. Există. Deci acele buletine de vot, poate o să intrăm vreodată în posesia unuia, să vedeți, în momentul în care ai pus ștampila pe față, imediat trece pe dos, da? Și pe dos e un alt. Ei, ăla care l-are în sală, domnule, stai așa că ștampila asta e la mine. Înțelegeți? Și poate să s-au folosit cu siguranță de aceste păi trucuri. Păi da, dacă apar două ștampile, se anulează votul. Păi nu, că îl deschide, deci data viitoare îl deschide la el, pentru că al de pe spate, deci votul de pe spate, nu corespunde pe aia, deci este pe spate și când păi deschizi da, buletinul... Se vede da, că e pe dos ștampila. Ei, să știți că a mers și lucrurile acestea, pentru că în graba de a încheia votul, de a face... Și eu am cele mai triste amintiri în toate aceste perioade de campanie electorale. De fiecare dată
am încercat să le atrag atenția, nu am dorit să fac nimănui rău, da? Dar lasă-l, mă, dă-l încolo, dacă a luat 50 de voturi, lasă-i-le pe alea. Nu-i ciuntitul din ele, îi lua sau le treci în altă parte. Din păcate, nu putem continua discuția în felul ăsta, pentru că da, sunt acuzații care nu le puteți dovedi, deci, cel puțin în momentul ăsta. Și, altă dată am să vă aduc documente, păi din nu, care dar și rezultă... Dacă le aduceți, nu există o dovadă că ăla e procesul verbal inițial și ăsta este cel falsificat. Nu, păi vă dați seama, sunt cu ștampile. Păi sunt amândouă cu ștampile. Păi, care e bun, care e fals. Și mai este ceva pentru care aș vrea să mă adresez pe această cale și public. Mai este ceva foarte grav. Adică e buletinul ăla de vot, partea ultima este volant, da? Poți să treci partidele și astea, iar partea asta, că aici e șmecheria, partea asta care este volantă, da? Poți să o iei și să te folosești de ea. Aceea ai ștampila, ai semnăturile tuturor membrilor din comisie și toate lucrurile acestea. Deci eu am atras care atenția. Care volantă? La care vă referiți? Din buletinul de vot. Din buletinul de vot? Da, da, da. Deci este, partea asta este liberă, sunt semnăturile și mai e o frază sus acolo care nu, în care nu sunt incluse nume sau partide sau asta. Deci atât. Prima pagină sau care vă referiți? Ultima pagină. Ultima pagină. Procesul verbal care se încheie în secția de votare. A, la procesul verbal vă referiți? Sigur că da. Deci acii pot să-și bată joc de cine vor, cum vor, că de asta vă spusei că sunt în secțiile de votare. E problemă, nu putem dovedi așa pentru acest niște lucru. Informații pe care le aduceți și mai, care nici măcar instanța nu va da dreptate deocamdată, dar și mai, că... Și mai este ceva. Asta este o problemă pentru care eu am adus-o în atenția publică să nu se mai întâmple, pentru că eu vreau să vă spun că în ziua de Sfintele Paști, în ziua de Sfintele Paști eu mă judecam. Iar dacă v-aș arăta hotărârea, e cu totul altceva și nu vreau să mai vorbesc. Da. Deci. Nu putem instanțele, veridic ceea ce spuneți, instanțele sunt nu suverane, dovedi. Instanțele sunt suverane, și iar și ceea ce spunem noi, cu bună credință, trebuie luat în calcul, măcar de acum încolo. Eu nu fac culpe deci nimănui. Deci sunt niște ipoteze. Da, eu le consider ipoteze. Da. Eu nu fac, să zic așa, sau nu cer culpa nimănui. Dar vreau să spun că toți aceia care sunt implicați în măgării de genul acesta, mai devreme sau mai târziu, și pedeapsa divină îi ajunge, pentru că, vedeți noastră, ne întrebăm de ce atâtea ploi, atâtea viituri. Acum o să intrăm într-o... Păi da, hai de capul meu, nu mai îmi spuneți când vine să plâng. Când mă uit, ia stați la umbra unui pom să vezi ce temperatură e și ia stați la soare să vedeți ce temperatură e. Păi ce să mai fie, pentru că la ora actuală s-a dus codrii noștri, da? Ne aveam codrii seculari și acum nu mai avem nici pentru o botă sau o boată mai pe românește. Mai e pe aici pe acolo câte ceva vegetație, dar... Eu cam asta am avut de spus vis-a-vis de lucrul acesta. În ceea ce mă privește, vreau să vă spun că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a avut și are disponibilitatea de a fi, și cu siguranță este, în sprijinul tuturor acelora care sunt necăjiți și oropsiți de soartă, pentru că nu poți să stai, chiar dacă la un moment dat ești supărat și ajungi la, zic, domnule, dacă eu le-am explicat, dacă eu le-am spus, nu poți, nu te lasă inima să stai, să te uiți la suferințele tuturor acestor oameni care sunt foarte ușor de manevrat, pentru că sunt atât de săraci, sunt atât de necăjiți, de obidiți, încât orice... lucru mic sau mare ajunge la ei, îi face să sară dintr-o latură în cealaltă. Cel puțin
Eu nu vreau să dau nume și nu vreau să spun altceva decât că am atras atenția unor anume categorii sociale pe anumite situații și observ că la ora actuală se întâmplă și abia acum, că mulți dintre ei m-au oprit pe stradă, zice, bre, ai avut dreptate. Zic, bre, dacă am avut dreptate, trebuia să dar dați votul. Dar la ce votul. Vă oferiți, bre? La ce vă referiți? La ce mă refer? Faptul că o categorie etnică nu are, să zic așa, acte. Romii. Romii. Din pe, teren, pe terenurile. Ca să vorbim concret. Da. Pe terenurile pe care le stăpânesc fără acte de o întreagă perioadă și în care cei care le-au diriguit 27 de ani, să zic așa, etnia, da? Trebuia să le facă și acte. Nu le-a făcut. I-au lăsat și eu le-am spus, bă, la un moment dat veți rămâne tot cu cortul. Pentru că dacă azi nu-ți face acte, mâine nu-ți face și asta, tu nu poți niciodată să fii stăpân pe terenul celor care au aparținut cu adevărat. Pentru că se găsea o soluție. Plăteai ca stat, plăteai, despăgubeai oamenii cu, care aveau terenurile acolo, da? Și făceai acte acestor romi. Bine, nu aici s-a întâmplat... e o nebuloasă destul de mare. Eu știu că acum câțiva ani se întâlnea primăria cu romii și cu cetățenii, cu da. Proprietarii. Și eu întrebam atunci, de ce, frate, ce treabă are primăria, că nu știam care e situația, da. Ce treabă are primăria de problema între cetățeni? Da. Da. De ce se bagă? Păi... Și am aflat atunci că acele terenuri au fost date romilor. Da. Pur și simplu, luați-le și sunt ale voastre, da. După care au venit foștii proprietari și le-au dat dreptul să fie ale lor. Deci eu cred că legislația e de vină aici. Pentru păi că... vedeți dumneavoastră. Păi ori le-am dat romilor, ori le dau înapoi. Poți să le dai înapoi dacă le-ai dat romilor? A încurcat două categorii sociale. Da. Pentru că și unii și alții sunt români, dar unii sunt de etnie romă, da. Alții sunt români. Români. Alții nu sunt de etnie romă. Alții nu sunt de etnie romă. Sau corect. Proprietarii nu sunt de etnie romă. Așa. Păi în momentul în care iei un drept, pentru că romilor, să mă ierte Dumnezeu, lor le-a fost dat aurul înapoi, acestor amărâți ai sorții care au strâns bănuți pe bănuți să-și cumpere o bucată de pământ, nu au primit terenul înapoi. E, acești oameni ce au făcut? I-au încăierat pe unii cu alții. Tocmai trebuiau despăgubiți făcând, dacă ai păi, dat tu stat terenul da. Altuia și i-ai dat voie să pună casă pe ea. Tu stat mă despăgubești. Dacă, dar de la, ce mă de la, miri cum au putut construi fără să aibă acte? Păi haide să vă spun eu așa. Ia construiți dumneavoastră o casă. Să vedeți cum vine și mă amendează cam 48 de ore vă bagă buldozerul în ea și nu mai rămâne nimic. Vă dărâmă. Păi da, da, ei au primit terenurile tocmai ca să-și facă aceste case. Păi aia e, vedeți? Și atunci se pune întrebarea legitimă. Când ești corect? Sau care-i de vină? E da. De vină ăla că a avut pământul când, și și-l cere înapoi sau, că are dreptul? Sau e de vină romul sau că și-a cu construit cine? Pe terenul care tu i-l-ai dat? Da. Cu cine ești corect? Cu proprietarul sau cu cel care a construit pe pământul proprietarului? Că i-l-ai dat tu. Că deci l-ai ei dat nu au venit tu? De capul lor. Păi, tocmai de asta. Vedeți, așa au plimbat acești oameni, să zic bine, așa... asta e poveste veche. Pucul dintr-o parte într alta a terenului. E veche. Și i-au făcut praf, că rețineți, în conformitate cu legislația, oricând, pot să le radă de pe fața pământului casele respective. Pentru că... proprietarii de drept pot să-și revendice drepturile lor și să ceară chiar demolarea. Sau da, au primit titlul de proprietate pe sau, terenurile sau, ocupate de ei? Sau să le ceară, da? Uzufructul de pe teren pe ultimii 50 de ani. Așa. Și atunci ce fac acești oameni?
Trebuia, domnule, dacă ești un om corect și corect până la capăt, faci lucrurile de așa manieră încât să fie bine bătute în cuie și pentru unii și pentru alții. Și să fii mumă nu numai pentru Vlădică, ci și pentru Opincă, da? În cazul ăsta, Opincă consideră că e tot țăranul de la țară, pentru că pământurile respective sunt ale oamenilor din Stănești, Curpen, din zonele de munte, limitrofe de munte, pentru că acei oameni și-au cumpărat aceste terenuri fiind mai bune pentru a-și pune și un porumb și altceva, adică să-l cultive pământul respectiv. De-aia l-au cumpărat. După care l-a luat statul și l-a făcut stațiune pomicolă. După care l-a luat statul, l-a făcut stațiune pomicolă, statului și statul respectiv nu a plătit un leu de spăgubire amărâtului de țăran român. I-a luat plug, cai, tot ce a avut omul, inclusiv terenul. Păi mă, nene, dacă nu mi-ai dat nimic înapoi, dă-mi măcar pământul meu. Sau despăgubește-mă. Și despăgubește-mă, nu că-mi dai tu, că acum, de exemplu, eu am o suprafață foarte mare de teren, bă, că nu m-a chemat primarul și cu secretarul până acum să mă întrebe și pe mine, bă, Mateo, dar tu cât vrei pe pământul ăla? Eu i-am lăsat în pace și am considerat de bună credință. De că le dă se dă un leu pentru fiecare metru pătrat. Un leu, doamnă. În Târgu Jiu? În Târgu Jiu, pe terenurile care trece magistrala. Aha, aveți acolo teren? Magistrala, centura. Centura. Da. E, gândiți-vă, câți oameni sufer din cauza asta? Pentru că în momentul în care ți-a făcut o șosea și îți trece pe la jumătatea terenului... Să-ți facă și o trecere de pietoni, da, măcar. Da, da. Să poți să treci din fundul curții în fața deci casei. Mie chiar pe la jumătatea terenului îmi trece și nu că pe la jumătate, îmi vine, în lung. Îmi vine aproape în lung. Nu e corect. Și da, da, s-ar putea telespectatorii să zică acum, Matei Cadrinoiu și-a luat pământul unde vinea magistrala ca să-l despăgubească statul. Pentru că asta e moștenire. Asta vreau să știu. Asta este moștenire de la părinții mei. De la părinți. Da? Și atunci... Nu e o afacere pe care ați făcut-o cu părinterele în zonele unde vine. Nu e o afacere. Că să făcut asta. Nu e o afacere, pentru că eu am destul de mult teren și asta. Dacă tata a fost sărănist, a strâns pământ, da? Deci l-avea familia noastră dinainte să știe că o să treacă magistrala acolo. Da, nici nu se visa la momentul ăla că va fi magistral. La vremea respectivă se căra apă cu sacaua, așa că asta este. Nu din păcate, spus pentru că putea să pară, adică să creadă cineva că sigur că da. Deci, acolo deci ca să fie eu vreau să vă spun, vreau să vă spun că eu până acum nu am intrat în acest război. Deși m-au contactat foarte mulți oameni, voi intra cu precădere pentru că nu zice nimeni. Domnule, hai să zicem că centura nu este un moft. Dar moftul ăsta trebuie plătit pentru că acești oameni care, cărora li se ia pământul și li se dă un leu pe metru pătrat, e o bătaie de joc. Aș vrea să văd și eu unde în lumea asta se face așa ceva. Pentru că dacă în lumea asta îți cade o magistrală pe terenul tău, îți cade o sondă pe terenul tău, ești un om făcut, primești redevență 1000 de ani, toate generațiile tale. Ori la noi își bat joc de niște lucruri, de niște oameni. E vorba de legea utilității publice, așa spune legea utilității publice, păi, bănuiesc, da. Pe care au înființat-o de curând. Da. Deci vreau să vă spun așa, eu pe legile ei le fac ei pentru ei, nu pentru noi. Pentru că oamenii aceștia, pușcăriabilii care sunt în Parlament și să știe foarte bine și acum nu mai mă puteți opri să ziceți că nu e adevărat, da? Pușcăriabilii care sunt în Parlament, dom'le, cum poți tu să mai stai în cum poți tu să stai în Parlament să faci legi și tu ești pușcăriaș? Păi nu sunt pușcăriaș pentru că nu există hotărâri definitive și irevocabile. Doamnă,
Sunt oameni care au hotărâri. Vă dau un exemplu. Da. Și europarlamentarul Severin, cu hotărâre și cu ăsta. Și a venit și candidat și ăsta. Păi gândiți-vă și dumneavoastră. Păi dacă... și pe aici prin Gorj avem, dacă stăm să ne gândim. Și pe aici prin Gorj. Pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale. Chiar la Drăguțești ce s-a întâmplat? Deci... Că avem un câștigător de alegeri cu condamnare pentru abuz în servici în funcția pe care, pentru care a candidat. Ei, vedeți, eu, cum a rămas acolo? Eu vreau să vă spun că îl cunosc foarte bine. Și eu cunosc, am fost colegi. Vasile și... ce, am fost colegi de facultate. Da, ce se întâmplă? Domnule, foarte bine, momentul colegi. În care e o condamnare și asta, nu-i mai permite, domnule, să candideze. Da, și s-au făcut. Spunea că s-a, da. Va... Păi în conformitate cu legea, deci, care e regula jocului? Așa. Te validează. După care... După care prefectul te suspendă. Vine și îți dă mutarea în plic. Având în vedere prevederile legale asta și asta, prin prezenta, nu că, numai că îl suspendă, îl rade din mandatul. Îl scoate din funcție și el păi și are dreptul să se judece, dar după aceea sau în același timp, în 60 de zile, trebuie să organizeze alegeri pentru primar. Care e situația acum la Drăguțești? Nu știu situația, bănuiesc pentru că nu m-am interesat, am înțeles că e și bolnav. S-a îmbolnăvit. Eu vreau o însănătoșire gramnică. Toți se îmbolnăvesc, da, când e vorba, dar să-și piardă ceva, dar să-și cerceteze, vedeți, să... nu e singurul caz. Sunt și alții care că din așteaptă... Parlament pleca rama din vorba. Mai sunt și alții în jurul cărora încă zornăie cătușele și au candidat și au ajuns pe funcții. Păi dacă și, legea permite. Și doamnă, vreți să vă spun ceva? Eu, în momentul în care acești oameni care au candidat așa, aiurea, și știu că au motive de așa, ar trebui să facă în felul următor. Da? Să legea se oblige. Ba, ai candidat? Ai câștigat alegerile, da? Ei, uite, tu fusești radia de pe asta. Ia să plătești tu alegerile de primar, mă, care să fac. Pentru faptul că tu ai încălcat legea, dar tu le suporți tu și familia ta, ca să îi înveți minte, să nu mai candideze niciodată în viața lor să nu mai facă așa ceva. Musca pe căciula. Deci, pentru mine este da, am auzit un lucru, că s-ar putea să se schimbe legea în sensul ăsta. Ar fi un lucru destul de benefic pentru tot județul și pentru toată lumea și... Cred eu că dacă la alegerile generale nu va fi o altă situație, vom avea aceeași mărie, dar îi pun în cap o altă pălărie. Da. Da. De ce? Pentru că, domnule, un calcul simplu arată. S-au prezentat, să zicem, 30% din asta. Și tu ai câștigat cu 40% din cei prezenți. Din cei prezenți. Da? 40%. 4 ori 3, 12. Tu practic cu 12% și au fost situații... Nu ești reprezentativ. Păi și dacă românii nu mai vin la vot, partidul, ce să facem? Partidul mai nostru facem și cu alte partide de pe dreapta, mai mici sau mai mari, urmează să inițiem o lege vis-a-vis de acest lucru. Pentru că nu poți să dai destinele unui județ, unui municipiu sau a unei țări, așa, pe mâna unor oameni care câștigă cu asemenea procente. Nu este normal, nu, deci niciunde în lumea asta nu se întâmplă. Sau, în decursul viitor, părerea mea este ca să se facă alegeri prin electori. Pentru că în felul acesta eliminăm orice suspiciune, eliminăm orice lucru murdar. Cum adică? Haideți să explicăm. Deci, exact cum se întâmplă în Statele Unite. Așa. Pe zone se votează și
nu mai votează toată lumea, ci sunt delegați, anumiți electori, oameni care au și pregătire, oameni care sunt reprezentativi pentru comunitatea lor. Și în felul acesta produci și acei senatori și acei deputați, oameni de calitate. Și președinții la fel. Pentru că dacă se va merge așa, haita asta care zicem noi, noi ăștia care avem mai puțină carte sau mai multă carte sau asta, deci mulțimea asta pe care unii au subvenționat-o în toată perioada, bătându-și joc, pur și simplu, că eu vă spun sincer, domnule, eu am și spus, mă, dacă ăștia vă ajută cu ce vă ajută, nu mă interesează, n-am văzut, n-am așa. Dar vă spun așa, ca pentru voi și sufletele voastre, gândiți-vă nu la voi, gândiți-vă la copiii voștri, la nepoții, la strănepoții, la generațiile următoare, că faceți atâta rău că nu vă imaginați. Nu vă gândiți că dacă mi-a dat 5 lei sau 50 de lei sau 500 de lei în perioada asta destul de cenușie a vieții noastre, veți face ceva constructiv dându-vă sau vânzându-vă sufletul în mâna lui Skaraoski. Da, da, asta e o acuzație că au fost cumpărate voturile. Ei, acum asta și dumneavoastră, spuneți? Eu am spus asta mai de mult, nu le-am spus acum, le-am spus în general, în general, așa, un exemplu, ca de exemplu, așa, pentru că, vedeți, omul simplu, săracul, este atât de oropsit încât la ora actuală, dacă îi dai o strachină de făină, așa, ai rezolvat multe lucruri, pentru că nu are, doamnă. Nu mai au oamenii și chiar dacă au pământuri și astea, că zice așa, domnule, dar pământul le sterpe, păi le au, băi, dar cu ce să le muncească? Pentru că omul ăsta, mulți dintre ei săraci, merg ca în epoca de piatră cu văcuțele, țin câte două văcuțe, doamnă, da? Le pun la jug, da, și la car și la asta, ca să poată să-și facă și ei treaba. Da. Păi ce păcate să, că vine seceta, vine asta. Nimeni, dar nimeni nu s-a interesat din țara asta amărâtă. În toată perioada asta am strigat de peste tot de unde am putut. Oameni buni, puteți să dați voi cu orice pesticide pe culturile voastre, pentru că radiațiile la Cernobâl au terminat tot. Unde sunt cercetătorii români? Dom'le, trebuie să găsim o soluție prin care plantele să nu aibă de suferit. Pentru că, îndreptați-vă, fraților, cercetarea și astea. Doamnă, eu care sunt grădinar, din tată în fiu, sunt peste 30 de ani. Sunt mai mult. Nu. Era de sărcinată cu băiatul meu cel mare, care are în 75-76. Pe aici. Deci sunt 40 de ani. 80, nu? Ei, dar nu, 86, doamna nu are asta, dar vreau să vă spun așa, pentru că perioada de înjumătățire a uraniului este 100 de ani, da? 100 de ani, perioada, deci în 200 de ani ăsta vor sta în atmosferă. Care e soluția? Deci, ploaia din nori trece prin această praf de uraniu, da? Din atmosferă și ploaia devine aceea. Păi dacă vă spusei 100 de ani, rămâne în atmosferă. Până la 100, perioada de înjumătățire, deci ca să devină de 50%, dar 100% în 200 de ani poate să dispară acest praf să ducă în eter. Ei, nimeni, dar nimeni n-a luat nicio măsură să protejeze amărâtul ăsta de țăran, care ia tot felul de pesticide și ăsta. Păi dau acum pe roșii și când dau ploile astea acide, le vedeți cum înnegresc și se duc toate. Nu rezistă absolut nimic. Doar ardeiul iute și în rest absolut nimic. Porumbul rezistă și asta. Și ne întrebăm de ce oamenii, că ploaia asta acidă intră și în, de ce se întâmplă atâtea cazuri de cancer, de toate astea. Nu s-a luat nicio măsură. Nu ia nimeni nicio măsură. Faceți, oameni buni,
sau bateți palma cu cercetătorii români să nu mai plece, pentru că nimeni nu a oferit acestor oameni o șansă de a rămâne în România, de a face lucruri utile țării aștia și nu altora. Da. Să continuăm. Spuneți-mi cum vedeți politica la nivel de județ, de țară și de Europa? Deocamdată în județ nu s-a schimbat mare lucru. În afară de faptul că Neanelu, de bună voie și silit de o anume persoană, nu a mai candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Dar este mare... Ne referim la domnul Ion Călinoiu. Este mare, da, Ion Călinoiu, prietenul meu. Lucrul acesta, că îl ține mare consilier, eu a sugerat lui Cosmin Popescu, care este un băiat destupat și de valoare, este o părere sinceră, să nu mai folosească asemenea oameni de o asemenea valoare cu doctorat în soluri lepodzolice, care habar n-are pe ce lume trăiește. Haide să nu jignim, că mai ales... Păi nu mai pot să nu mai jignesc, că când mi-aduc aminte cum s-a dărâmat tot în județul ăsta și de fiecare dată, mi-aduc aminte că mi-a adus 600 de oameni. Aveam în lichidare pomicul la Bobu și mi-au venit 600 de oameni de la albeni. Oameni de astea... așa zis și rudar de albeni și ăsta care au venit, unul făcea chiar cu drujba în tăie cap. Eu m-am bătut atunci să rămână în picioare pomicul la Bobu, da? Era un loc de referință. Găsisem un investitor care venea să facă acolo lucruri foarte mari și zic că păi ne trimisă Călinoiu. Păi dacă vă trimisă Călinoiu, duceți-vă acasă la el, băi. Zic, bă, oameni buni, vreau să vă spun ceva. Eu renunț la această idee, dar vreau să vedem ce faceți voi mai departe. Ați văzut ce în Bobo acum. Au ras de pe fața pământului acei pomi. Acei pomi nu erau la vârsta la care să producă. Doamnă, încă erau pomi care puteau să producă, că nu li s-a aplicat să tratamente și astea așa cum prevede. Oamenii care eu i-aduceam, era un... concern german care venea, replanta, deci înlocuia asta, avea infrastructura făcută pentru că toate plantațiile alea acolo sunt zeci de kilometri, să nu zic sute de kilometri, de conductă băgată în pământ, da, pentru irigațiile acestor pomi. Avea lac de acumulare de unde să prelua apa și asta. Deci aveau la vremea respectivă tot ceea ce trebuia. Nu s-a dorit și uitați-vă unde a ajuns. Deci în Gorj nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. S-a schimbat președintele Consiliului Județean. Prietenul meu Cârciumaru a rămas și... pe această cală îi doresc succes, că nu l-a felicitat nimeni. Uite, eu îl felicit în direct. Însă aș vrea să-i amintesc că nu mi-am primit nici după 27 de ani titlurile de proprietate pe terenurile mele de pe raza municipiului Târgu Jiu. Nu numai ale mele, și aș ruga să le dea, da, așa cum trebuie, la toți cetățenii care au terenuri pe raza municipiului Târgu Jiu. Vedeți, oamenii aceștia au creat în județul Gorj acea castă închisă. În momentul în care ai lovit unul dintre ei, te lovesc alții de nici nu te gândești cine iar sunt. Iar o acuzație și... care nu poate fi dovedită și mai avem 2 minute și mai avem țara și Europa. Ei, bine, atunci am să renunț. Vreau să vă spun așa, toată lumea la știe... La nivel național? La nivel național vreau să vă spun că în România trebuie reorientat tot ceea ce înseamnă politic. Ați văzut că acea asociație
pentru București, care prin Dan Constantin a făcut o figură foarte frumoasă la nivelul Bucureștiului, se va extinde probabil și în țară. Vreau să vă atrag atenția că toți aceia care au blamat PNţCD-ul vin acum și îmi spun: domnul Catrion, da, eu v-am votat și ăsta. Zic: bă, băieți, dacă voi mă votați, însemnează că eu eram primarul, așa și la nivel de țară. Eu aș vrea să aduc în centru atenției Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, care a plătit tribut destul de mare, atât în toată țara, și a fost și este respectat în întreaga lume. Indiferent de ce zic unii și alții și încearcă să ne pună în spate răscoala din 1907, da? Și ei nu văd prăpădul care l-au făcut în 27 de ani în România, în direct și în reluare. Și iar faceți acuzații, și n-au făcut prăpăd, că uite, România există. Păi nu mai există, doamnă. Că mai avem un minut. Aș vrea să spun Regia că, spune că în ceea ce privește în Europa, trebuie să fim foarte atenți la ce scoatem din gură, la ce facem, pentru că acești oameni sunt cu ochii pe noi și nu Europa? Trebuie, nu numai Europa, toată lumea. Vreau să vă spun ceva, doamnă. Centru, deci rețineți, s-a spus de multe ori și nu de mine, de oameni foarte importanți ai clerului lumii, da? Centrul spiritual al lumii va fi România. Al pentru, lumii? Al lumii. De ce? O să vedeți. Pentru că nu întâmplător Papa Ioan Paul al II-lea a spus că România este grădina Maicii Domnului. Trebuie să facem România grădina Maicii Domnului și gândiți-vă, doar acei oameni de mare valoare și de mare spiritualitate care au fost, s-au dus și de acolo de sus apără interesele amărâților de români. Domnule Matei Catrinu, eu mulțumesc pentru prezența în studio. Chiar îmi face plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Mai aveți așa tendința asta de a acuza fără probe. Din păcate trebuie să vă opresc la timp. Vă aștept în continuare de câte ori aveți ocazia să veniți la noi în studio. Și eu salut pe toți telespectatorii dumneavoastră și vreau să vă spun că aveți mare audiență. Mi-au spus foarte mulți oameni din tot județul și chiar din județele limitrofe că se uită la noi. Se uită la dumneavoastră. Mă bucur, iată o veste foarte bună. Dragi telespectatori, emisiunea Ordinea de Zi se termină aici și noi ne revedem și mâine. La revedere!